Orașul Vișeu de Sus face un pas important în ceea ce privește modernizarea transportului în comun. Săptămâna aceasta, pe străzile din oraș, a ajuns primul lot de 10 autobuze electrice livrate către o companie românească producătoare de autovehicule de transport rutier și persoane. Obiectivul administrației publice este de a oferi cetățenilor condiții de călătorie decente și moderne, dar și să descurajeze utilizarea autovehiculelor proprii. Totodată, se dorește reducerea emisiilor de carbon bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă, dar mai ales scăderea nivelului traficului din oraș. Acum primăria trebuie să pune la punct rețeaua de electricitate din zona depoului, să monteze stațiile de încărcare electrice, să facă angajări, dar și alte lucruri pentru a putea avea un serviciu de transport public local funcțional și performant.